Bun găsit, tovară și prieteni! America, Statele Unite ale Americii, America își face de cap în România rău de tot. Nu le-a ajuns, nu le-a ajuns că ne-a transformat într-o sursă de carne de tun pentru războaiele lor și că ne-a adus în bătaia rachete Practic ne-a transformat într-un poligon pentru rachetele nucleare rusești, în caz că se va ajunge la un conflict, și se va ajunge la un conflict nu știu când, dar <coughs> lucrurile spre asta se îndreaptă. Nu le-a ajuns acest lucru și vor să meargă și mai departe la umilirea și la distrugerea fizică a unor vieți omenești uh de aici, de pe, tot, teritoriul României. <coughs> La umilire vreau să spun că a fost umilitor pentru mine, pentru mine și pentru toți care au privit această scenă, a fost umilitor să vezi cum acel tank american, uh, nu mai știu în ce județ, Brăila sau Tulcea, ci că chipurile s-ar fi rătăcit în taman, în culturile, în porumbul oameni, în culturile agricole ale oamenilor. Și vedeai tancul ăla mergând prin porum și culcând la pământ uh, toate recoltele oamenilor. Nu știu cât a fost uh, nu știu cât la sută a fost greșeala sistemelor de navigație. La oamenii ar trebui să vadă că intră pe un câmp de porumb. Cred că pot pune că a fost și una și alta. Atât o poate Poate în același timp și una și alta, poate și o eroare a sistemului de navigație, dar și o dorință de a arăta că ei sunt șefii aici și că noi nu contăm. Ca atunci, acum câțiva ani de zile, când la o... nu mai știu ce era... A, o festivitate în orice caz, dar nu mai știu în ce legătură cu ce și în ce oraș, dar știu că s-a cântat întâi imnul Americii și avea pe urmă imnul României. Deci ei aici în țară fac ce vor și ne arată tot mai mult lucrul ăsta. Dar și mai, încă și mai grav decât uh, tankul intrat în culturile oamenilor este povestea cu acea biată fetiță de 8 ani din localitatea mehedințeană Baia de Aramă care cu mascații a fost luată cu forța de la părinții ei adoptivi pentru a fi trimisă chipurile la ei părinți adoptivi din America. Care o cumpăraseră pur și simplu. Acei americani o cumpăraseră pur și simplu. A fost trist, a fost fâșietor să vezi așa ceva. Cine știe istorie își dă seama că s mai... Indiferent de motiv. Acum nu contează care a fost motivul. Adopție, tralala furt deghizat în adopție, pe vremuri furtul se numea furt deghizat în, eu știu, în civilizarea copiilor negri sau amerindieni sau în recrutarea de ieniceri pentru Imperiul Otoman. Mă rog, am mai trăit chipurile astea, cine știe, cine știe istorie știe că am mai trăit momente din astea când în țările balcanice ocupate de Imperiul Otoman erau luați cu forța copiii creștini pentru a fi transformați în ienicere ai sultanului, când în Statele Unite erau luați copii amerindieni și duși în școli internat, unde era să căuta dezindianizarea lor, când în Australia, în plin secol 20, copiii de aborigeni erau luați pentru a fi crescuți fie de stat, fie de familie albe. Vezi generația pierdută. Generația pierdută a Australiei. Dar uite că se întâmplă și în România și nu contează sub ce, sub ce, anume se deghizează, se deghizează acest, acest furt. Furt deghizat în adopție. Mă rog, este tot furt, este același lucru. Înțelegeți? Este același lucru, este furt. De ce? Copilul respectiv nu era orfan. Copilul respectiv era crescut de 7 ani de zile de o familie de asistenți, materan, de, de, de asistenți maternali. Timp de ani de zile nimeni n-a vrut să adopte acel copil pentru că era de etnie romă. Și aici apreciez televiziunile care de obicei aruncă cu săgeți sau chiar cu scuipați în etnia romă. Vezi România TV. Apreciez faptul că au fost de fapt de fața fetiței și au menționat faptul că era un copil de etnie romă, victimă a unor interese care depășesc cu mult sfera României. Da, nimeni nu a vrut să o adopte până acum, așa că acest copil era crescut de facto de acea familie de asistenți maternal din Baia de Aramă. În vreme ce americanii au cumpărat, copilul este cert că au cumpărat acest copil așa cum au cumpărat ei și multe alte lucruri în țara asta, viețile și trupurile românilor, nu le ajunge că ne-au furat resursele, ne-au cumpărat pe nimic, ceea ce tot Se cheamă viețile copiilor noștri. Sunt informații că acei americani, care cu siguranță sunt niște americani albi, bogați, burtoși și eventual și cu ochelari, au amenințat, că dacă, au amenințat autoritățile că dacă nu rezolvă în secunda doi problema cu așa zisă adopție și nu expediază copilul peste ocean în Statele Unite ale Americii, ei vor da în vila faptul că au dat șpagă de mii de euro autorităților române. Ce asta se cheamă cumpărare de copii. Acest lucru se cheamă cumpărare de copii. Uh. Partea cea mai tristă este că nu se știe ce soartă. Copilul n-a vrut să plece, este clar. A văzut toată țara țipetele, acele țipete disperate, acele țipete de disperare ale copilului care efectiv nu vrea să plece peste ocean. Și se pune întrebarea ce se va întâmpla, ce se va alege de bietul copil peste ocean. Sunt mai multe posibilități aici. Copilul este posibil să fie Exploatat sexual, de ce nu? Pedofilia este larg răspândită în Occident, din păcate. Sau poate fi exploatat ca servitor domestic. Și există și o a treia posibilitate, mai sinistră, ca acel copil să-i fie să fie, să fie luată cu forță organele, eventual chiar ucis. Pentru organe? Este posibil acest lucru? Știm că se întâmplă în lume și acum o să vină unii deștepți să spună că este vorba de o legendă urbană, cum este acea celebră legendă a ambulanței negre. Dragi tovară și prieteni, cum să fie o legendă de urba urbană când, la nivel mondial, acest trafic de. Organe aduce venituri de circa un miliard de dolari. Circa un miliard de dolari. Se estimează undeva între 800 de milioane și un miliard 700 de milioane de dolari. Este o afacere foarte bănoasă e o afacere foarte reală. Desigur, aici sunt diferite grade, sunt diferite grade de implicare a oamenilor în această mafie a organelor. Pe de o parte sunt simpli donatori cei care din cauza sărăciei aleg să și vândă organele. De exemplu, cel mai banal, cel mai comun caz este cel al rinichilor. Oamenii în țările sărace, nu mai spun care sunt țările sărace, în Europa cel mai larg răspândit formă de vânzare a rinichilor este în Republica Moldova. Oamenii își vândă deci, organele pentru a scăpa de sărăcie. Și mai este și un alt grad de oameni răpiți și măcelăriți fără voia lor, fără voia lor pentru organe. Și da, printre ei sunt și copii. De la Noam Chomsky, marele Noam Chomsky, am aflat pentru prima oară problema care a apărut în Mexic cu copiii care dispăreau după stradă, încă din anii 80. Încă din anii 80 în Mexic copii care dispăreau de pe stradă. Astăzi, până și site-uri mass media prestigioase recunosc că există într-adevăr o mafie în Mexic care răpește copii pentru a le lua organele care să fie vândute în Statele Unite. Nu voi intra în detalii, probabil că asta merită un film separat. Dar este o realitate, da, este o realitate. N-ai cum să negi realitatea ca să spui că este o legendă urbană. E, legendă urbană cum? Când se acumulează dovezi în ce în ce mai multe că aceasta este soarta multor oameni săraci, multor copii săraci, răpiți uh, pentru organe. Uh, în Statele Unite, alt exemplu de traficant a fost un rabin. Rabinul Levi Itzac Rosenbaum a arestat în anul 2011 și condamnat doar la 2 ani și jumătate de închisoare. Culmea, doar la 2 ani și jumătate de închisoare. Dar cazuri din acestea există nu numai în Mexic, nu numai în Statele Unite, în toată lumea și există niște rețele transnaționale care trafichează copii săraci. Oameni săraci, copii săraci, contravoințelor aici. Atenție, aici este vorba de traficul de organe contra contravoinței omului, când omul nu consimte, dar este luat cu forța, cum s-ar zice. Țin să menționez că în România a existat un singur caz de condamnare, un singur caz de condamnare, și culmea a fost condamnată o victimă. Dacă, vreți să, dacă vă vine să credeți acest lucru, singurul om din România care a fost condamnat până acum de așa ceva a fost tocmai o victimă. Tocmai o victimă care și-a vândut un rinichi pentru a nu muri de foame. S-a întâmplat în 2001 și el a fost condamnat prin 2005 în Ardeal. Cu siguranță că acest fenomen este larg răspândit și tentaculele acelei mafii se întind și în România. Și acest lucru este, cum să spun, primește o, o posibilă confirmare din faptul că am auzit că fetiței s-au făcut teste de compatibilitate. Teste de compatibilitate pentru a vedea gradul de compatibilitate între un posibil donator, fie și involuntar, și un posibil receptor, donor-receptor donator receptor. Acum nu vreau să spun că fetița care a ajuns deja în Statele Unite, gata, a fost omorâtă și... Dar probabil că asta era una dintre intenții. Acum cu atâta publicitate nu mai au ce... Nu mai... Le-ar fi mai greu. Le-ar fi mai greu să o facă dispărută. Acum când atâta publicitate și am înțeles că au fost și mitinguri. Acolo în Baia de la Aram am înțeles că au fost mitinguri și, și în Constanța și vor mai fi mitinguri în Constanța, de asta știu sigur. Uh, felicit comunitatea romilor pentru modul cum s-a mobilizat. Felicit televiziunile pentru modul cum s-au mobilizat și aici uh, uh, culmea trebuie să laud tocmai Antena, Antena 3 și România TV în vreme ce pe posturile declarat pro-occidentale, Realitatea TV, Digi, n-am văzut nimic, n-am văzut nimic pe posturile uh, autoproclamate filo-occidentale și probabil că o să apară uh, Pro-occidentalul de serviciu CTP. Probabil o să apară acum pro-occidentalul nostru de serviciu cu Cristian Tudor Popescu să ne spună că uh, vai ce oameni înapoiați, ce naționaliști, anti-americani, șovini, xenofobi, anti-americani, antisemiți. Uh, ne așteptăm să-l vedem pe Cristian Tudor Popescu făcându-și numărul pe această temă. Bun. Cam asta am avut de spus despre cât de mult rău fac americanii bogați României. Capitalismul american, desigur, nu poporul american. Vă mulțumesc pentru atenție, sper să ne revedem cât mai curând. Moarte caracatiței adopțiilor, asta este o mafie. Moarte ei.